Problema codului vecinilor și a discriminărilor între vecinii persoane fizice și vecinii asociației de proprietari. Ați prevăzut în această modificare și am discutat și data trecută că atunci când o asociație de proprietari refuză să-ți dea acordul, să ai posibilitatea să dai o declarație pe proprie răspundere în care să spui că ai solicitat acordul și nu ți-a fost dat. Și atunci se pune problema. De ce atunci când îți refuză o persoană fizică proprietară și nu asociația de proprietari îți refuză acordul, de ce atunci nu avem posibilitatea să dăm o declarație pe proprie răspundere în care să spunem, uite, vecina refuză din cauza că e supărată. V-am dat exemplul de atunci și v-am spus, căutați că există reclamații. Trebuie să le dați posibilitatea să funcționeze, chiar fără acordul vecinilor. Care e problema dacă el nu face zgomot? Noi am încercat să venim cu o deschidere, după cum ați văzut, să nu mai cerem acordul vecinilor pentru activitățile desfășurate până între intervalul orar 8-22.